Am văzut și încălcări raportate, am văzut și semnale, sau cel puțin eu am primit semnale de acțiuni care să compromită procesul corect de alegeri. Îndemnul meu este în special către toți cei care sunt angajați din partea statului pentru a asigura condiții corecte și libere în aceste alegeri, să-și facă treaba bine, pentru că altfel o să fie sancțiuni. Vor fi sancționați toți cei care și până în ziua de azi au încercat să obstrucționeze votul liber și corect și cei care astăzi încearcă să facă acest lucru. Deci îndemnul meu este pentru toate instituțiile statului, pentru toți demnitarii, în special de stat, conducători de instituții care au responsabilitatea să asigure alegeri libere și corecte, să-și facă treaba așa cum spune legea. Pentru că altfel vor fi sancțiuni foarte dure. Pe cetățenii îndemn să iasă la vot în număr cât mai mare, așa încât acele încălcări care se întâmplă să nu conteze și să nu distorsioneze rezultatul alegerilor, să nu distorsioneze voința cetățenilor. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună tuturor! Yeah.